Bună dimineața! Este ora 6 seara, e noapte afară deja. Abia acum am ajuns la dubă astăzi. Videoul de astăzi e format din două părți. Prima parte este un scurt update la dubă. Ce am mai făcut la dubă, de ce a durat o săptămână să mai punem video. O să vă explic asta spre final. În ultimul video am pus camera aia de acolo și ecranul în față. Am scos topurile, am scos partea asta de bară din spate, partea asta de bară de aici, de aici, de aici. Și duci pe partea stălaltă. Va veni un video separat, vă arăt câteva chestii, dar va veni un video separat în care vă arăt cum am rezolvat partea de rugină a mașinii. Încă nu e rezolvată complet, e departe de a fi rezolvată complet, dar o să vă arăt câteva chestii. Cele mai nasoale chestii sunt aici la puș. Uite, avem aici, de exemplu, este crăpată tabla. Aici este crăpată. Aici sub header, aici este crăpată. Cel mai probabil ușile vor fi schimbate. Nu aș fi vrut, dar mie că nu pot fi reparate suficient astfel încât să fie ok. Mai departe, am dat aici o parte, încă nu e pus, o să vedeți în video în care vă arăt despre rugina. Luați toată rugina de pe partea asta din spate, plus de pe bara asta din spate, care are un plastic deasupra care este rupt, o să trească luat altul. Mai departe, în partea asta, aici jos, era foarte multă rugină, dar din fericire era doar de suprafață, la inoroi acolo sus. Aici este aripa ruptă, dar nu e foarte rău. Partea cea mai nașpa este la acest panou, care este mâncat destul de serios aici pe jos. Și cel mai probabil panoul ăsta va fi schimbat. Am început cu interiorul. Știu că am făcut câteva chestii pe exterior, dar am început cu interiorul pentru că vreau să pregătesc mașina pentru spumă, pentru izolație. Nu știu dacă știți cum arăta podeaua, dar arăta destul de rău. Ceea ce mi s-a părut mie că este murdărie, era rugină. Aici, uite, de exemplu, aici. Părțile de acolo au fost zgâriate de marfă, de chestii, și în unele părți a luat o rugină. Aici, dacă puteți vedea, este negru. Pentru că am luat mașina de găurit cu peria de sârmă și am luat toată rugina, iar asta este o vopsea 3-in-1 care se dă direct peste rugină, este și grund și vopsea și convertor de rugină. Am încercat la un moment dat, o să vedeți în video, cu un spray cu zinc, dar consumam foarte mult spray, așa că am luat o găleată de vopsea de asta, cu care am dat aici, plus acolo în spate, și mai am partea asta din mijloc. Știu că e contraintuitiv de ce am făcut așa ambele părți, dar am lucrat acolo și după aia am lăsat să se usuce partea aia și am venit să râșcăi rugina de aici, ca să nu era fac... ușor accesibil. Nu neapărat, dar ca să, că în momentul în care, de exemplu, dacă aici e ud și eu încep să hârji pe aici, toată rugina aia și tot mizeria așa, da, se pune pe vopseaua aia. Le-am făcut în ambele părți. Și o să continuăm cu partea asta din mijloc. Pereții i-a curățat Ana cât de cât, pentru că, uite, uite aici, de exemplu, vezi panoul ăsta? Uite. Da, acolo n-am terminat. Păi da, e plin de praf. Aș vrea să fie cât de cât curat ca spuma să adere foarte, foarte bine. Mai avem un pic de făcut și pereții, aici și partea din spate. Durează foarte, foarte mult toate chestiile astea. Pe lângă alte chestii pe care le avem și noi, pe lângă faptul că sunt singur, pe lângă faptul că este frig aici în garaj, durează foarte, foarte mult. Știu că pare că n-am făcut mai nimic, dar a fost mult, mult de muncă. Este o parte din construcție care durează super, super mult. Da, nu ne dăm nicăieri, asta e. Corect, dar n-am mai pus video de o săptămână. Și n-am mai făcut nimic altceva, pentru că așteptam aceste scule. Ne-am așteptat destul de mult, pentru că am comandat foarte multe chestii, pentru că nu aveam de niciunele și cum eu am mai lucrat cu Ryobi înainte și am folosit de la ei un compresor cu baterie, asta a fost pentru prima oară în viața mea când am folosit un compresor cu baterie, a fost mind-blowing pentru mine, nu știu de ce. Și acum este foarte util. Da, e foarte util, folosim și acum. Și astăzi să facem un mega unboxing, abia aștept să le văd. Deci, gândiți-vă la un bărbat cât de multe scule și s-a potrivit perfect că e aproape Crăciun, deci... Sunt chiar ca un copil în ziua de Crăciun. Nu chiar în ziua de Crăciun, dar în jumatea de lună de Crăciun. Și astea sunt toate sculele pe care le voi desface astăzi. Abia aștept. O să le dăm la o parte și o să începem cu astea două. Acest stand pentru acest fierăstrău. Astea sunt chestiile, nu sunt chestiile de care sunt cel mai excited. O să vă arăt eu. Hai să începem. Deci ești ca un băiețel în seara de Crăciun. Mă, abia aștept. Crăciun.
Aștept, le-am primit acum vreo două zile, dar n-am avut timp să venim aici să filmăm. Și eram așa, nu puteam să dorm noaptea, puteam să desfac. Dacă au venit, voiam să le desfac instant, să le văd. Zis, hai să fac video întâi când le desfac, să se vadă bucuria pe fața mea. Așa, n-am rezolvat nimic. Le deschizi frumos, da? Le deschizi frumos? E răstrău, asta este partea principală a acestui setup. Mamă, câte chestii aici. Hai să văd. Așa că... Arată foarte mișto. Da. Și povestește-ne un pic ce vei face cu ăsta. Ăsta îl voi folosi pentru tot ce înseamnă tăiat lemn. În principal îl voi folosi pentru lemn. Ca idee. Pentru partea de framing, înainte de spumă. Pentru partea de mobilă, pentru partea de pat, tot. Că practic tot în interiorul dublu va fi făcut din lemn. Și va fi făcut de tine. Ce? Va fi făcut de tine sau noi. Va fi făcut de mine sau noi, da. Nu vreau să stau cu oricu șoricel și nici nu vreau să stau cu fierăstrău tot ăsta așa, dar circular, dar de mână. Așa am venit aici, am măsurat. Atât că nu știu dacă cu ăsta s-ar putea să trească să-mi iau altceva pentru aia. Nu știu dacă o să poți să tai plăci mari, știi, pentru mobilă, pentru baie, pentru... Vedem. Mihalciu? Nu văd ce faci acolo. Nu fac nimic. Oricum unboxing-ul ăsta este așa super mega superficial referitor la specificațiile sculelor și ce știu ele să facă, pentru că încă nu știu să le folosesc, dar o să învăț și o să vă spun pe parcursul construcției. Să vedem o... Ok. Cred că 12. Nu, 13. Și 13 nu avem. Uite aici. E 21. Nu văd. Uite, hai. Și are și lumină și laser. Uite, lumină și laser. Uite, așa spune ce face. Ha, cât de tare! N-am mai văzut așa ceva. Ia, stai așa. Stai wow! Așa. Am eu ceva aici. Asta chiar e mișto. Tu chiar vrei să-i faci proba? Păi da, facem proba, nu? Poți să tai la milimetru, înțeleg. Da, da. Niciodată n-ai fi tăiat cu șoricel așa. Doamne, deci o să faci o mobilă jos pălăria? Dacă tai asta trebuie, înseamnă că o să fie mobila șmechere. Descoperim, măi. Dă-i seama că am așteptat o grămadă pe sculele astea și nu, nu m-am documentat deloc. Și faza mișto pe care o mai știi asta. O să le îndrepti până la 45 de grade. Poți să faci la grad, știi? Uite, vine aici. Să faci la grad tăiere. Ia să vedem la 45 de grade. Să te iau. Mă, super tare. Ia, dă să văd cum o tăia. Ce tare! Șmecherie! Ah, ce vreau, vreau și la 30 de grade. Da, exact. M-am săturat de 0-0 grade. Eh? Mhm. Ce poți să faci? Ce faci? Tot ce vrei tu. Oh, am zis eu că nu asta este, nu asta este scula cea mai șmecheră pe care așteptam, dar e șmecheră. Să ne oprim momentan cu el. Ok, mai departe. Plângem aici, facem un pic curat. Ăsta e gata. Ah, am zis eu că nu. Îți arăt acum pe care l-așteptam cel mai tare. Am vorbit noi cât camera nu filma. Ăsta l-așteptam cel mai tare. Ăsta mi se pare genial. Da. Nu te ce e. Poate oamenii au văzut. Da, pauză și au văzut. Instrucțiuni. Știi ce este asta? Șoricel electric. Șoricel electric cu baterie. Oh, cât de tare! Ia, stai că e... Încărcătorul este fix același ca la ăla de la Mobunui, la... Am și unul. Ăsta îl vom folosi curând. Pentru ăsta așteptam eu toate sculele astea.
Dacă era să-l iau doar pe ăsta, veneam imediat. Așa am luat toate sculele, am zis hai să-mi vină toată data să filmez ca lumea unboxing cu toate. Dar ăsta îmi va trebui pentru că... Pentru geam, tai duba. Exact, tai duba cu el. Înțeles. Deci o vei tăia așa frumos. Da. Am descoperit că are un sistem foarte mișto. Se vede aici așa? Da. Uite, trage asta așa. Scos lama. O pui înapoi aici. Stai așa, că am pus-o eu prost. Pui aici, pap. Și gata, n-ai nevoie să faci nimic. Și după aia când dai de asta? A căzut, da. Șmecherie rău. Bateria. Mamă. Cât de tare. Hai să vin mai aproape. Ai de aici, uite, aici un dial, așa. Uh-huh. Uite. Nu știu ce ai putea să tai așa. Da, nu știu. Pâine, nu știu ce ai putea să tai. Vrei o felie de pâine? Stai, băiatul meu, e foarte mișto. Deci asta e genial. Da, că nu, nu ai, mai stai cu cablu, stai cu nu fir. Mai stai cu... Tocmai de-aia am ales Ryobi pentru sculele, pentru dubă. Pentru că m-am gândit la compresorul ăla fără cablu, fără nimic. Și când am văzut șoricelul ăsta, ăsta a fost genial. Deci ăsta l-aș sta cel mai tare. Și au toate, au și niște... Asta care sunt cu baterie. Au și o... Gentuță. Gentuță, așa mică. Și încă o chestie, hai că să terminăm cu alea pe care așteptam cel mai tare. Pistolul. Pistolul. Uite-l aici. Ia uite. Pistol de lipit, electric, baterie. De lipit ai zis? De vopsit. Am zis lipit? Da, așa ai zis. De vopsit. Ia uite. Atenție când cumpărați scule de la Ryobi, pentru că trebuie să vă uitați cu atenție, unele sunt cu baterie, unele sunt fără baterie. De ce? Pentru că toate bateriile, eu de fapt toate bateriile, bateria este aceeași. Și eu am luat sculele astea astfel încât să am, cred că, vreo 4 baterii la toate. Ăsta, de exemplu, pistolul este fără baterie, pentru că am luat mai multe de astea baterii. Uite, dau bateria de la asta. Asta e șmecheria, sculele astea. Și bag la asta. Bun. Dar spune-ne ce voi face cu asta. Nu știu, ce credeți voi că voi face cu asta? Mincherie. Nu știu ce face asta, dar o să mă uit. Când l-am văzut zic, trebuie neapărat să vă obțin duba. Păi zis că, ai zis că nu zici. Spuneți-ne, avem o dilemă maximă, dacă tot. Ce culoare să facem duba? Da. O culoare să fie și o culoare specială, cum ar fi culoarea asta de la Ryobi, de exemplu. Să fie și foarte stealth duba. Îți spun eu ce culoare. Albă. Albă. Nu, altceva în afară de albă. Și să nici nu se vadă mizeria foarte tare pe ea, pentru adică nu negru, nu albastru închis. Next. Lăsați-ne un comentariu. Next. Ce vrei next? Zim. Asta de lustruit. Asta de lustruit? Sau ce e aia? Asta? Da. Da, asta este de lustruit. Facem frumos vopseaua. O dai vopseaua. Dar după ce o dai, trebuie să arate și frumos. Și avem și pentru înainte de vopsea. Ia uite. Mamă, ce mare e! Foarte tare. Și, la fel ca toate sculele, bam, luăm bateria asta. Bam. Mișto. Dar e mișto că e foarte mare, vezi? Mhm. Ai dat zoom? Da, da, da. Se vede? Și acoperi o... Suprafață mare, da, mai ales că duba e foarte mare. Bă, și astea se simt super bine. Ce-mi place! Mai departe, am zis că avem și pentru înainte de vopsi, da? Șlefuitor orbital. Asta este. Și, după cum ați văzut cu terăstrău, Ryobi are și scule cu priză. Asta bagi în priză, aici bagi, ai în cutie niște de-astea, deci mirgheluit. Uh-huh. Pui aici și te apuci. Toată duba asta o să-mi ia 1000 de ani. 1000 de ani, garantez că mi-a cel puțin 1000 de ani. Mai departe. Deci ăsta are fir. Ăsta are fir. Încă o chestie care ne va trebui tot în pregătirea dubei de vopsit și să nu cumva să... ne apuce rugina pe drum. După cum puteți vedea, toate sculele care au gentuță înseamnă că au și baterie. Că sunt to go. Sunt to go, da.
Asta, de exemplu, are și bateria ei. Dar asta este o baterie mai mare, vezi? Mhm. 4 amperi. Ce e acolo? Spune-mi ce e acolo, că nu văd. Polizor unghiular. Și ce vei face cu el? Râșcă-i copseaua sau tai chestii, sau, adică sunt discuri de-astea pentru genul ăsta de chestii cu care poți să faci orice. Flex, zic corect? Un flex? Cred că e un flex. Asta are nevoie de o baterie mai forță. Mhm. Dar eu n-am mai văzut un polizor cu baterie până acum. Ah, vezi? Ce tare, poți să miști asta astfel încât să te protejeze oriunde fii. Vezi? Mm-hmm. Dacă tai așa, să poți să te protejezi. Uite, ăsta îl ție aici apăsat ca lumea. Ca să poți să desfaci ăsta. Desfaci ăsta. Pui. Discul. Și acum, uite, ce putem face. Că ăsta este disc de șlefuit, cred. Uh-huh. Șlefuiești când ai nevoie de ceva? Mă rog, când șlefuiești ceva ca lumea. Dar poți să pui aici și disc de tăiat și disc ca ale de le-am pus în mașina de găurit cu sârmă. Uh-huh. Este tare curios această baterie mare funcționează și la finalul. Și ăsta mai are ceva aici. Este un mâner. Ca să poți să dai blană. Asta este destul de importantă. Asta este scula cu care faci orice. Și anume o mașină de găurit. Găurit, un șurubat, cu percuție, două baterii. Ce micuțe. E foarte puternică. Uite. Și ca să meargă cu asta, am luat trusa asta. Aveam eu una, dar nu atât de complexă ca asta. Wow. Uite câte chestii are. Uite ce burghiu mic. Ia stai. Mă. Cât de mic. Ce e? Statement. Nu știu dacă merge asta mare aici. Nu asta mare. Bagi o de asta mică. Și vezi că asta vine peste. Vezi că vine peste ea așa, vezi? Uh-huh. E, bagi șurubul. Pui șurubul aici. Da. Și asta îl tragi peste șurub. Și șurubul rămâne aici. Uh-huh. Nu mai cade. Și poți să-l ții așa, știi? Nu mai trebuie să-l ții, cade, pică, știi? Ok. Da, interesant. Uite, aici ai, în caz că nu ții scula asta, ai o de-asta universală. O de-asta în cruce, o de-asta... Oh, ce tare asta, vezi, are și... Ca să știi cât... Ca să știi câtă baterie e. Asta mare. Da. Bine, hai să nu dăm găuri de acum. Încă. Dacă pe bateria aia micuță... Mai avem ceva, mai avem. Asta este o chestie care ne va ajuta. Nu știu unde, dar întotdeauna mi-am dorit așa ceva. Este un pistol cu cuie cu baterie. Ia uite. Drunk. Ia uite. N-are nimic în el. Deci ăsta este, ia uite. Pistol cuie. N-am nici cea mai vagă idee cum se folosește asta, așa că nu o să încerc acum, că nu vreau să-mi rup degetele și avem și niște cuie aici. În pachet. Cu siguranță o să ne folosească asta. Mai departe, asta este o chestie. Mi-am dorit chestia de asta. Toate mi-am dorit de mic. Fan de mic, sculele astea. Da, tu ai fost inginer de mic. Da, desfăceam jucăriile de mic. Să vezi cum funcționează. Uite că asta are o gentuță, dar nu este baterie. Ce este acela? Că nu-mi dau seama. Este o sculă multifuncțională. Faci ce vrei tu cu asta. Scula asta oscilează chestia asta aici și taie. O vezi? O oscilează? Uh-huh. Adică înțelegi ce face? Da. Asta este de tăiat cărămidă. N-avem nicio cărămidă pe aici. Și poți să tai, de exemplu, uite, aici. Poți să tai o gaură în peretele ăsta, de aici, așa. Nu știu, să tai ca o gaură pătrată în peretele ăsta, deci. Uh-huh. De aici. Nu intri foarte mult, intri foarte puțin. Adică nu trebuie fierăstrău sau șoricel sau ceva. Și are tot felul de chestii de le poți pune aici. Poți să faci o grămadă de chestii cu asta. O grămadă de chestii. Era și cu baterie. Dar cred că n-am găsit cu baterie de asta. Și uite, are și ăsta niște de astea de șlefuit. Dar îți dai seama, dacă faci tuba asta întreagă cu asta, te apucă de vara. Ok, mai departe. Asta este o mașină de muchi. Cu care o să facem noi la mobilă sau la lemne sau la unde vom avea nevoie.
drăguțe. E o baterie de asta, așa? Bun, și dai. Deci, practic este o mașină de găurit care dă gaură la o anumită adâncime. Mm-hmm. Înțeleg? Mai departe. Ce mai ai pe acolo? Asta. E ultimul? Cred că da. Asta este o sculă rotativă. Nu știu cum să o numesc, dar... Ideea e că apeși aici, bam bam, asta se învârte. Chestia asta de aici se învârte, da? Mhm. Aici... E, în capătul sculei poți să pui tot felul de chestii. Cum ar fi astea de mirgheluit margini. De uite, asta este un fel de burete de lustruit. Încă o chestie de mirgheluit. Asta este ce este? Polishing compound, vezi? Pentru polișat. Tot felul de chestii de-astea mici. Tu știi câte de-astea sunt? Universale. Discuri de-astea de cu șmirgă. Vezi? Mici așa. Da. De obicei sunt pentru chestii mici. Astea. Și sunt pentru lemn. Vezi? Tot așa. Cu șmirgel pentru lemn. Interesant. Aici ai o chestie. Pur și simplu transferă mișcarea asta rotativă de aici, aici. Știi? Poți să o lași asta jos așa și să folosești doar chestia asta. Adică dacă vrei să o bagi pe undeva mic așa, vezi? Da. Și să faci chestii, asta nu poți să o bagi pe acolo. Mm-hmm. Asta o bagi pe masă, pui pe masă așa. Și asta o desfaci așa și o strângi aici. Poți să-ți pui scula asta în cui. Vezi? Uite aici, de exemplu. Am înțeles. Vezi? Pe masă, o pui pe masă. Ca să poți să iei de aici, imediat să o folosești. La fel, este o sculă care are un miliard de moduri de folosință. Este foarte bună de avut. Nu sunt absolut necesare pentru build-ul ăsta, sculele astea toate. Unele sunt. Nu sunt toate necesare, dar toate îmi vor face viața mult, mult mai ușoară când va fi nevoie să le folosesc. Cam asta este videoul de astăzi. Trebuie să-i găsesc un loc acestui monstru, pentru că ăsta nu pot să-l împachetez frumos. Abia aștept să tai niște pâine cu ăsta. Abia aștept să-i dau aici. Aici. Geamurile. Asta va fi următoarea. După ce ternăm înăuntru. Trebuie să ternăm aici înăuntru, prima fază. Și după aia, pun tăietorul ăsta de pâine la treabă și să punem geamurile. Sunt super, super mega fericit de scurile astea. Dacă vreți să vedeți astea ce am cumpărat eu aici, aveți link-uri în descriere. Cu atenție că dacă vedeți diferențe de preț mare între o mașină de găurit și o altă mașină de găurit, sunt șanse foarte mari să fie aceeași mașină de găurit, dar una să fie vândută cu baterie, una fără baterie. Pentru că, de exemplu, acum eu pot să-mi iau o sculă fără baterie, să nu mai dau bani pe baterie, pentru că am atâtea baterii și le pot folosi la orice fel de scule de la Ryobi. Găsiți link-uri în descriere și noi apucăm de dubă să sperăm că vor veni videouri din ce în ce mai des. Cam atât pentru azi, ne vedem data viitoare, nu știu. Pa. Pa. Arătăm ce am făcut aici, dezastru? Da, da, arată. Arată. Trebuie să strângem chestia asta acum. Ai făcut dezastru, Bobo. Te ocupi, da? Strângi. Da, cred că. Îl lave. Te-am pupat. Te-am pupat foarte fel.